130 de ani de la nașterea celebrului inventator Henri Coandă, românul care a realizat primul avion cu reacție din lume. Cu această ocazie, Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României a organizat un workshop aniversar dedicat celui supranumit părintele avionului cu reacție. Toate activitățile sunt oferite gratuit. Zeci de tineri au participat la primul workshop dedicat românului care a inventat primul avion cu reacție din lume. Aceștia au putut afla de la oameni de știință și inventatori români detalii inedite din viața inginerului Coandă. Mi s-a părut foarte interesant, am învățat chestii chiar noi și interesante și pe înțelesul tuturor. Ne dezvoltăm personalitatea, ne dezvoltăm inteligența, am înțeles cât de importantă este țara noastră, cât de importanți au fost inventatorii noștri. Henri Coandă este, după părerea mea, un Leonardo da Vinci al vremurilor moderne. Încerc să le fac accesibile invențiile. Aș vrea să fie conștienți că fac parte dintr-un popor pe care chiar Henri Coandă l-a apreciat la un moment dat ca unul dintre cei mai creativi. Pe lângă faptul că au putut afla detalii din viața celebrului inventator, aceștia au putut să participe la ateliere și concursuri. Le-am adus un ejector Coandă, făcut după ideea lui Henri Coandă, aceea de a folosi efectul Coandă pentru a genera forță, respectiv deplasarea aerului. În semn de prețuire și respect, dar și din dorința de a duce mai departe adevăratele valori românești, Fundația Dan Voiculescu a pregătit în această vară o serie de evenimente culturale educative. Scopul principal încă din 2010, când am amenajat și am inaugurat acest spațiu în Grădina Valorilor Românești, în Parcul Copilului, a fost tocmai acesta, de a aduce în atenția societății românești, a implementa cumva în conștiința colectivă marile personalități ale României, oameni incontestabili atât la nivel național ca și valoare, cât și la nivel mondial.